Bună dimineața, dragi prieteni! Bună dimineața, bună seara, bună după amiaza! Nu contează când vă uitați la acest filmuleț. Ideea este că e o zi foarte fericită pentru mine, deoarece astăzi filmez pentru un super show în Egipt și tot ce e frumos trebuie să împărtășesc cu voi. Hai să vedem! Chiar dacă totuși nu o să ne folosim de piscine și de toate chestiile astea frumoase de pe aici, îmi place să stau să meditez, să mă uit la chestiile astea frumoase și să mă liniștesc așa înainte de o cântare importantă și de o emisiune importantă și să stau și eu la o discuție cu prietena mea Piramida. Nu știu dacă se vede exact. Nu se vede, dar mă rog, eu Piramida acolo și stau la discuție cu ea, vă pupa. El a fost un fan din Egipt care a venit la hotel să mă vadă. Am stat, am băut un ceai cu el, am cântat ceva. Hai să vă arăt ce am cântat, fiți atenți. Enti baghia wahid, iku damu barid, sakti ma jamal, ghalti ma yidwish, tlaab alih al-ashra, ma ya'awdshi hadra. Ikum rajer mrelele bisafa la dirwish. O frumusețe de zonă. Cum să nu te duci să cânti cu drag când vezi așa ceva aici și că poți să te pozezi așa? Doamne! Am ajuns la platourile de filmare, momentan stăm în cameră aici. Mă voi odihni puțin și după cred că o să merg la repetiții. Iar după repetiții o să urmeze nebunia egipteană, ca să zic așa. Nu știu, să vedem ce este, sper să am succes și cred că nu, doar cu ajutorul vostru poate să iasă ceva frumos, așa că țineți în pumnii să vedem ce este. Am ajuns pe platou și suntem gata să filmăm o super emisiune. Se fac ultimele pregătiri, sper să ne descurcăm. Așadar, dragi prieteni, s-a terminat această zi frumoasă. N-am putut să filmez la emisiune, pentru că e o emisiune care se va da peste 2-3 săptămâni, cred. A fost o zi minunată și o emisiune în care sper foarte mult și sigur o să iasă foarte frumos. Trebuie să vă spun că întotdeauna când visați ceva trebuie să credeți în acel ceva și să munciți pentru acel ceva, pentru că sigur vi se va îndeplini visul. Așa cum și mie mi s-a îndeplinit visul să particip la Dita Mai Show. Cred că este cel mai mare show internațional la care am fost invitat. Mă bucur că am fost acolo și sper să dea roade. Oricum, după ce se va arăta emisiunea sau promourile de dinainte, o să încep să postez și eu poze pentru voi. Momentan nu pot face asta. Mâine o să merg puțin pe la piscină dimineață, mergem pe la piramide, ne plimbăm puțin în ultima zi, așa. Ne-am luat-o ca vacanță, ne-am luat o zi în plus ca vacanță aici în Egipt. Și după ne întoarcem înapoi acasă la România, unde trebuie iar la școală, dar până atunci mă pun puțin la somn și revenim mâine când o să fie o zi mai distractivă așa și o să vorbim mult mai mult. Acum am stat toată ziua pe platou, n-am putut să prea filmez, dar mâine o să fie ok. Noapte bună și ne vedem mâine, pa! Bună dimineața, am mâncat, am luat micul dejun, ne-am trezit și acum stau puțin așa să mă relaxez, să mă bronzez. Iar apoi o să plecăm la piramide și mai mult o să filmăm acolo, că de la piscină deja v-am arătat. Așa că în puțin timp ne vedem direct acolo. Am ajuns la piramide, la piramide. Ia uite. Câtă frumuseți. Ne sui pe calp. Salam alaikum.
când abia cobori de pe cal, ce să vezi, trebuie să urci din nou pe altul. Hai să o facem din nou. A, oara? A, trebuie în spate. Deci urci într-un cal, cobori din el, după aia încerci să urci în altul și te trimite în alt cal, că... Da. Și după aia mă întreb dacă o să-mi ajungă o sticlă de apă sau nu. Hon! Hena! Acum nu mă bagă nimeni în seamă, adică... Hai că cel mai bine mă urc și gata. Nu mai stau la discuții. Băi, calule, ce faci mai frumos? Halas? Halas? Habibe! How are you? Hey! Pe experiență ca asta nu cred că mai dau de viața mea. Da-le, bă, să vă mulțumesc. Ce frumuseți! اكبر اهلا وسهلا بيك السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته مرحب بيكم حبيبي قلبي شرفنا بيكم الله يعطيك العافيه صورهم بتصور كده فوق وانت حاطط ايدك فوق الهرم كده هلا يلا هو بيصور يلا 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 E aici un om care se pricepe super, super tare cum să facă poze, l-ați văzut mai devreme și acum e rândul lui tata să... Ia uite ce îl pune culcat, îl pune, da, ca să iasă bine. Eu și piramida. Un cadru superb. Pe lângă multe alte cadre superbe pe care le-am luat în poze, e atâta lume aici, dar parcă nu știu... Când vii aici, te macină curiozitatea să vezi și mai mult, să descoperi ce este de fapt sub această piramidă, de ce s-a inventat ideea asta, adică sunt informații pe internet, înțeleg, dar adevărata spiritualitate a oamenilor, nu știu, e ceva superb. Bine, acum sub piramidă nu mai este nimic, am întrebat din nou omul care se ocupa aici și a zis că tot ce au găsit acolo cei din... echipa de căutători au dus la muzeu. Totul este la muzeu, adică aici a rămas doar această frumusețe de piramide. Însă, vă dați seama, niciodată nu poți să afli ce este, ce a fost de fapt, așa cum nici cei din viitor nu o să afli niciodată adevăratele gândiri și din spatele unei decizii. Aha, își pune tata... Da, eu prefer să rămân fără, că stau în România toată ziua, bună ziua, peste tot cânt așa. Mama! Mama! O frumuseți! Vă salut de pe o cămilă, ați mai pomenit așa ceva? N-ați mai pomenit. Expediția la piramide a fost o experiență super frumoasă, sigur nu o să uit treaba asta prea curând. Acum am venit în mor și am zis să mănânc și eu un waffle. Waffle, nici nu mai știu cum se cheamă în română, sincer. Gofră, da, gofră, așa se cheamă. Mi-am luat și eu, să văd cum sunt gofrele de aici. Bun de tot, cu Nutella și cu ciocolată albă. Aolo, ce e aici? Asta e, m-aș prins. Se întâmplă foarte multe lucruri frumoase aici. Acum abia am ieșit din mall, am făcut ceva cumpărături și un prieten de-al nostru a venit cu o mașină foarte veche. Uite, ați puteți vedea aici o mașină destul de veche. Și am ales să merg cu ea la următoarea locație, chiar nu știu unde mergem, mai să vedem. Am ciordit o pălăriuță. Tarabă plină cu fructe, super. E un loc chiar super frumos. Tarabă este mult mai mare, dar înăuntru nu pot filma deoarece nu am lumina necesară.
Așa de la exterior arată niște roi, tot ce trebuie. Am plecat de la acea piață de fructe, cum suntem în mașină, și aici sunt niște magazine foarte buni, care au fost puțin modernizate, foarte puțin de tot. Dar încă merg, încă mai vine lumea și se poate vedea asta de fapt că e foarte aglomerat. Aglomerație mare! Dacă ai ascultat sunetul de pe fundal, ai crede că e mare petrecere, dar ce să vezi, e doar o serie de magazine din piațeta despre care v-am spus. Pur și simplu sunt niște drumulețe, cum e la noi în România, între blocuri, numai că ei l-au populat cu magazine. Asta e o idee superbă. Mi-a spus prietenul nostru că dacă țin telefonul afară, sunt mulți oameni mai nebunateci, așa ca să zic, care iau telefonul direct din mână și nu-l mai vezi. Tu plecând cu mașina, ei fug repede și la cea aglomerație ești, nu te mai poți întoarce. Și rămâi fără telefon și rămâi fără tot ce ai filmat. Asta m-ar deranja pe mine mai mult, că pierd tot ce trebuie să vă arăt vouă. Această zi a fost o zi superbă și cea de ieri mai ales. Cea de ieri a fost așa mai mult cu treabă și cea de astăzi a fost mai de distracție, așa mai de plimbărică. N-am putut să filmez toată expediția mea de aici din Egipt pentru că primele zile au fost mai mult repetiții. Însă am filmat ceea ce era mai important, adică ziua în care a fost emisiunea propriu-zisă. Se aude chemarea la rugăciune. Super! Așadar, cum v-am spus, ieri a fost filmarea propriu-zisă și a fost o zi importantă și a trebuit să filmez ceea ce am făcut acolo. Astăzi o zi mai cu distracție, așa mai cu expediție, mai cu plimbări pe la piramide, pe la piațete, pe la așa. Și am ilustrat toate astea în acest video. Sper că v-a plăcut, lăsați un like și un share pentru că se merită. Trebuie neapărat să lăsați un like și un share, că am muncit ceva la acest videoclip. Emisiunea integrală o să postez atunci când va fi și ea difuzată și poze de acolo. V-am spus, momentan n-am putut să postez aici. Până atunci, vă mulțumesc foarte mult că ați vizionat acest filmuleț și vă salut cu drag!